Eu, acum, o resursă pentru disciplina, consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Ți s-a întâmplat în ultima vreme să te întrebi ce se întâmplă cu mine, cei cu schimbările la care este supus corpul meu, de ce trec cu ușurință de la o emoție la alta? Ai avut impresia că ceilalți nu te înțeleg sau te resping? Ai traversat situații în care te-ai simțit speriat, rușinat, dezorientat sau super încrezător în puterile tale? Ei bine, dacă răspunsul tău la aceste întrebări este da, să știi că nu este nimic în regulă cu tine. Da, ai auzit bine. Toți copiii la această vârstă trec prin aceleași schimbări pe care tu le traversezi în această perioadă și care sunt absolut normale. De aceea, aceasta este considerată o nouă etapă în dezvoltarea ta. Preadolescența sau pubertatea începe în jurul vârstei de 10-11 ani și se încheie pe la 14-15 ani. Aceasta este perioada care face trecerea de la copilărie la adolescență și este caracterizată printr-o serie de importante schimbări fizice, emoționale, comportamentale și sociale. Aceste schimbări se pot manifesta diferit de la o persoană la alta, de la fete la băieți, și apar treptat datorită procesului normal de creștere în care te afli. Uneori, te pot face să nu te simți bine în pielea ta, de aceea este important să le cunoști pentru a înțelege mai bine ceea ce ți se întâmplă. Cu siguranță ai observat și tu că hainele intră mai des la apă, nu? Că bluzele și pantalonii se micșorează pe zi ce trece? Nu, nu. <laughs> Evident, glumesc. Desigur, motivul este altul. Ai crescut mult în înălțime și, ce să vezi, ai mai pus și câteva kilograme în plus față de clasa a patra. Stai liniștit, este normal. Creșterea în înălțime și în greutate sunt schimbări vizibile la această vârstă. Pe lângă creșterea în înălțime și în greutate, la fete, pieptul și șoldurile devin mai evidente. Iar la băieți, umerii, musculatura și forța sunt într-un proces de dezvoltare vizibil. Tot în această perioadă au loc importante schimbări ale vocii, în mod special la băieți. Ți-ai pus vreodată întrebarea: de ce se schimbă vocea? Am să-ți dau următoarele cuvinte cheie: modificarea laringelui, a vocale, ale oaselor de la nivelul feței, creșterea mărului lui Adam. Pornind de la aceste indicii, caută mai multe informații care să te ajute să înțelegi ce se întâmplă cu vocea ta în această perioadă. Creșterea părului în diferite părți ale corpului, adică apariția pilozității, transpirația excesivă și acnea sunt alte câteva schimbări cu care te poți confrunta datorită modificărilor hormonale specifice acestei vârste. Acum poți trece cu ușurință de la o emoție la alta, aceste trăiri putând fi foarte puternice. Asta îți poate aduce frecvente neînțelegeri și certuri cu membrii familiei sau cu prietenii. Astfel, uneori te poți simți neînțeles și singur, supărat, alteori dezorientat, iritat sau tensionat, nemulțumit de tine și de cei din jurul tău, după cum poți fi foarte entuziast și fericit, mulțumit, curios și dornic să descoperi lucruri noi, să legi noi prietenii. Încercările de a găsi răspuns la întrebarea cine sunt și ce este important pentru mine te vor aduce mai aproape de descoperirea identității tale. Dorința de a-ți face noi prieteni și de a petrece mai mult timp cu ei îți poate influența modul în care te îmbraci, vorbești și te comporți. De asemenea, responsabilitățile pe care ți le asumi acasă, la școală și în comunitatea din care faci parte, vor crește și te vor ajuta să fii mult mai independent. Pe parcursul preadolescenței, vei învăța să fii mai responsabil pentru acțiunile tale, să iei decizii și să rezolvi mai bine problemele cu care te confrunți. Dacă întâmpini în dificultăți, dacă ai întrebări, îngrijorări sau preocupări neobișnuite la care nu le poți găsi răspuns, nu ezita să soliciți ajutorul unor adulți în care ai încredere că te pot ajuta. Aceștia pot fi chiar părinții tăi, poate frații mai mari, bunicii sau profesorii tăi. Te-ai uitat recent în oglindă? Descrite în câteva propoziții, poate într-o jumătate de pagină, încercând să răspunzi următoarelor întrebări. Cum te vezi acum la această vârstă? Cum te simți, cum arăți, cum te comporți? Cine te-ar putea ajuta să înțelegi mai bine schimbările pe care le traversezi acum? Poți alege un titlu sugestiv pentru această descriere. Pentru a ți fi mai ușor, amintește-ți aspectele pe care ți le-am prezentat mai devreme. Deocamdată nu scrie numele. În continuare, dacă sunteți de acord, vă propun să puneți descrierile pe masă sau într-o cutie, pentru ca mai apoi să extrageți la întâmplare câte o descriere și să o citiți și celorlalți. Discutați între voi și recunoașteți trăsăturile comune și pe cele particulare. Această provocare o puteți realiza și în grupuri mai mici. La sfârșitul activității, recuperează descrierea realizată și adaugă-o în portofoliul tău.